Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit cu o nouă ediție a emisiunii Noi despre Noi. Vă mai amintiți de celebra și romantică frază din manifestul lui Karl Marx, o nălucă umblă prin Europa, năluca comunismului. Puțini își amintesc, sunt convinsă. Și nu e de mirare, ori cu rădăcinile împlântate în adâncul romantismului secolului XIX, această nălucă a putut avea doar un singur destin, destinul unei stafii fără chip de a prinde contur de realitate. Tocmai de aceea și-a numit-o marele filosof nălucă. Aceasta e destinul stafiilor, iar sloganul fiecăruia după necesități, de la fiecare după posibilități, rămâne până astăzi o frumoasă și dulce poveste de visuri. Repet, aceasta s-a întâmplat tocmai la începutul secolului XIX. Astăzi, în Republica Moldova, orică roata istoriei prea leneș se rotește, orică moldovenii, absentând lecțiile romantismului, ar vrea să recupereze gafa, dar povestea cu năluci la noi rămâne în vogă. Doar că năluca noastră se numește Năluca Unirii. În rest, aceeași poveste dulce de visuri, fără chip de realizare. Straniu, dar explicabil, bântuie mai cu insistență această nălucă prin satele noastre, mai cu seamă în perioada electorală. Alăptată din belșug cu bani europeni, hrănită cu dărnicie, cu iluzii din basme românești despre pensii și salarii cosmice, această nălucă, nălucă va rămâne fără trup și suflet. Întrebarea firească, de ce totuși o mică parte din moldoveni nu se vor stăpâni la ei acasă? Ca și binecunoscutul răspuns la ea, pentru că Treuca Unirii e umplută cu euro, și cu euro nu mai uimește deja pe nimeni. Și nu are nicio importanță că din bucatele unioniste se înfruptă doar indivizi numărați pe degete, grosul societății rămânând să înghită în sec cu speranța că poate le va mai cădea și lor ceva fărâmituri de la masa copioasă. Știu că multora nu le va place ceea ce spun acum, credeți că spun cu tristețe acest lucru și mare durere. Îmi dau perfect seama că cel mai mult nu plac aceste adevăruri celor din capul mesei. Dar vorba lui Aristotel, mi-e prieten Platon, dar mai prieten mi-e adevărul. Cu riscul de a fi blamată și mai mult de unioniști, nu pot să nu întreb, de ce atâta insistență de a face din noi slugi? De ce vrem cu tot din adinsul să fim considerați de sortul 2? De ce ne complacem a fi salahori și nu zidari ai propriului destin, al propriului stat? Haideți împreună și fiecare în parte, sincer, nu neapărat declarativ și în voce solemnă, să răspundem la aceste grele și incomode pentru unii întrebări. Și dacă vom avea curajul să ne spunem nouă înșine, sincer, adevărul, sunt convinsă că Năluca Unirii se va teleporta pe alte meleaguri. Acesta a fost cuvânt înainte și astăzi tot despre adevăruri continuăm să vorbim în episodul 2 a ediției emisiunii Noi despre Noi, în care l-am invitat repetat pe Nicolae Petrică, general de brigadă în retragere, exprim viceministru al apărării și comandant al armatei, ex-comandant al Armatei Naționale. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara! Vă mulțumim că ați acceptat, repetat, să venim să discutăm, pentru că data trecută am spus eu că nu ne-a ajuns timpul rezervat emisiunii să punem așa bine pe polițe tot adevărul despre conflictul transnistrean și mi-am propus eu să continuăm. De aceea vreau și pentru dumneavoastră și pentru telespectatori să reamintim acea declarație scrisă de militari pe 25 mai 1992. Vă rog frumos, regia, să puneți video-ul. Депутатам всех уровней, руководству местных органов власти и командованию конфликтующих сторон в целом. Мы непосредственные участники конфликта, проанализировав сложившуюся ситуацию и понимая бессмысленность дальнейшего кровопролития, обращаемся ко всем вам с призывом принять всевозможные меры, приложить максимум усилий для мирного разрешения конфликта, преодолеть накопившиеся обиды, превозмочь амбиции во имя высшей цели сохранения жизни людей. Мы заявляем, что между военным включить состав вышеупомянутой комиссии непосредственно к участнику боевых действий. Они нам отдают один экземпляр. Два. Вот. Мы его полностью размножим по всем, как положено, доведем. Кто еще не слышал? Ну, я, например, что передавали, я не слышал. А рад видеть, что именно текст хранилось снова. 12 часов 30 минут передавали.
Основу сохранить. Мы очень слышали, тоже. На Молдавском. Не, на... Так соглашаемся, да? Значит, что, не, чтобы вы поняли, что мы имеем в виду здесь, что это в обе стороны. Если я там, мои там сюда в эту роги зашли, там, они составляют акт в такое-то время, в такое-то часы, там, было нарушено соглашение по таким-то пунктам для принятия мер, чтобы я, сказать, по закону, чтобы я с Иваном Григорьевичем не ругался. Чтобы я с ним не ругался. Вот Коля, комиссия... Коля, о чем говорить? Не, мы не будем не ругаться. Я говорю, что вы не было, вы были, вот они состоят. Вот. Все, и двух сторон меры. То же самое, по плотине все время стреляем. По плотине. Кто стреляет? Вы стреляете. Мы стреляем, мы все правы. Никто не стреляет, но там падает мир. Может быть такое, что потом как пойдет один раз, что там не будет. Вот сейчас плотину все убрать. Перегородим посредине, чтобы оттуда и туда не могли техника идти. Не с того берется, это берем. Перегородим посредине. И там сделан такой же самый пост, наблюдатели тоже. Пять совместно. И один там, и только один там жители Коржи. И работать будут там гражданские люди на плотине. И там, чтобы не было ни одного выстрела. Вот тогда... Что мы приглашаем к таким же действиям. Прямо после этого уже все договорились. Кошмарского плацдарма, так сказать. Мы обратились, дали телефон Ивана Григорьевича для того, чтобы войти в контакт и продолжить это действие дальше. А почему сам не развести полностью, чтобы это самое... Это уже не наша функция. Наши функции, так сказать, вот, не стрелять друг друга. А дальше уже дело политическое. И добиться того, предлагаем... Где? Возобновить и активизировать... Не, вот где включить в состав. Да, предлагаем возобновить и активизировать практическую деятельность Согласительной комиссии по мирному урегулированию конфликта. Включить в состав вышеупомянутой комиссии непосредственных участников боевых действий. Revenim în studio. Domnul general de brigadă Petrică, spuneți-mi cine au fost semnatarii acestei declarații? Că am văzut mai multă lume acolo, ca să reamintim telespectatorilor. Pe dumneavoastră v-am văzut. Cine era din partea cealaltă? Nu, cum ați văzut, la inițiativa noastră a militarilor, din partea noastră eram eu și cu domnul Gorgan, adică eram mai mulți, dar principalele persoane. Dar din partea cei era domnul Cerniu, colonelul Cerniu, Ivan Grigoriș, care ocupa postul de șeful statului major gardiștilor și îndeplinea comandanta a forțelor de luptă. Și tot ce am făcut noi, ce s-a dus, toată declarația a fost din 6 puncte principale. Care? Putem să le analizăm pe rând? Primul punct, pentru Moldova unică. Al doilea, să fie încetat focul. Al treilea, să nu fie urmăriți participanți la război. Al patrulea, să fie dat o autonomie economică Transnistriei. Autonomie economică a Transnistriei. A cincea punct era să fie de pe teren scosă tot armamentul și efectivul. Și așa se punct că noi, militarii, garantăm pace pe plători ca demnitarii de stat să se ocupe mai departe pentru a stopa războiul. Asta au fost 6 puncte principale care au fost trimise în 6 direcții. Este vorba despre președintele Snegur, Parlament. Și atunci era președintele guvernului Moravski. Așa, domnul Moravski. Nu, și domnul ministrul apărării, desigur că tot a fost domnul Costaș. Și în partea cei, Răcuță, Caraman și lui Smirnov. Eu vreau să vă repetez că cu regret Smirnov l-am puternicit pe Cerniu să ducem mai departe cu vorbirile și să fie stopat focul. Până la crearea comisiilor. Din partea Republicii Moldova n-a fost nicio reacție. O singură reacție a fost din partea ministrului Părăle Costaș, care mi-a spus, Coale, fii atent. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Până acum nu ați înțeles? Eu și acum totul înțeleg. Eu putem să fiu laudat, putem să fiu arestat. Deci pentru un general era inexplicabil această expresie, fii atent. Eu nu înțelegeam de ce eu am fost nevoit cu Cerniu să facem convorbire. Am creat în satul Rogiș între satul Corjova și Cocieri niște două posturi mixte unde erau din partea gardiștilor, din partea noastră acolo, erau ofițerii noștri acolo, care controlau
Касну фіє транжер під тим поділобити. Карі контролював один карі партіям пушка, деяка нойням хотарит. Когда кну є нічо хотари йдем партіям Молдові, то туш ной ну пушки мононанс. Що я виспунка астав от лок, он локру фарті бун. І качам довдіт носа вачі пеначі. Прибран к ам депортат розбою, он доля ку с такой гидро централа Рамасен Антриага. Oamenii s-au întors, era o primăvară foarte puternică, strângeau, cum am să-mi minte, nu mă cerești, dar și vișni astea. Vișni strângeau, dar așa au început să se planteze tutună. Și viața s-a întors, oamenii s-au întors pe malul drept, s-au întors pe cucier și au pus-o prezi. 29 de zile până 19 iunie, la 22 mai până 19 iunie, astea 29 de zile, nu a fost tragere. Nu pușcători a fost, fiindcă acum toți eroi, dar atunci cam unea că scăpau mai mult că trebuie și noaptea mai trageau, că era așa de nedisciplină. Însă omorul nu a fost. Vă închipuiți ce înseamnă 29 de zile? Asta e un termen destul de mare. Fără omoruri. Asta e, eu sunt că asta este un lucru enorm. Esențial până la urmă a fost. Și tot ce am făcut noi acolo, am făcut numai pentru cei ca să avem măcar o viață a unui om. Salvat. Și eu cred că am salvat nouă viață în timpul ăsta, de 29 de zile. Însă, cu regret, la 19 iunie, era o zi foarte frumoasă, ne-a invitat ministrul părării, Costa, și să facem cunoștință cu inteligenția Moldovei. Era o reprezentație domnului Vieru, Lari, mai mulți Vataman, mai mulți erau scriitori și noi eram eu, Cociuc, de pe poziție și Popovici. Pentru ce s-a întâmplat acest lucru? S-a început și, și la Coșință, și la Cucieri, și la Tighină. Nu erau pușcători. Adică toate câmpurile era numai o leacă, așa făcea gălăgie Costenca în Tighină. De acolo lucrau comisia acei care din România, Ucraina, Moldova și Rusia lucrau și el și Transnistria și Pustenca liniștea. Dar pe acele plători, gata, nu erau împușcători. Adică era bine. Și era și Costaș, erau multe lucruri care erau făcute pe care mie nu îmi plăceau, dar n-am încă. A fost dat comanda ca 30% de ostași să fie dat drumul acasă, în concediu. Că-i pace. Că... Dar, de fapt, nu trebuie să facă acest lucru. Nu, război este război. Păi nu, să mă termin, fiindcă, nu știu, așa, ostașii, peste 15 zile îi schimbam și până ne-a învățat cum să lupte, i-am trebuit acasă. Însă, ordine este ordine. Eu, desigur, că am avut posibilitatea să nu fac îndeplinesc ordine. Asta de aceea că fiecare persoană civilă sau militară trecea prin semnătura mea. La locul de... la parom, nu primea șeful paromului, nu primea niciun persoană fără semnătura mea. Deci era un control. Dar cum credeți, Costaș de sine stătător a luat această decizie, să vă spună? Sau a fost influențat de cineva? Știți, el poate s-a bucurat și el ca om că a să o stopeze prostia asta. Poate el s-a bucurat că, într-adevăr, de cum a venit sfârșitul. Și eu cred că numai din această direcție, nu din ceva, câștig ceva, nimică. Nu, dar asta nu o să mă închidă în o casă pe... Nu, 3-4 zile și înapoi. Asta nu, așa că duceți-vă acasă. Însă, cu regret, la noi cum sunt moldovene? Dacă ministrul a permis 30%, comandantul de brigadă și el aș primite, comandantul de batalion și el aș primite, și brigada care era de rezervă, în loc de să rămână 70%, a rămas 30%. 70% se odihneau prin Florida și prin... Drochi, prin alte parte. Și noi stăteam, eram în întâlnire, declarații din partea scriitorilor, noi ne bucuram că a să fie bine, noi vrem. Eu știam că Moldova, știam foarte bine și credeam că a să fie așa cum a fost până când am plecat eu din Moldova. A să fie și mai bine. Însă, ministrul părării, peste o oră, până la ora 12, a început să... Să iasă din sală, să întorc, să iasă. Pe 3 ore mi-a spus, duceți-vă la platouri. Nu a spus nimic. Duceți pe platouri și fiți atenți. M-am întors la platou,
mantenit maksturën njësh, në treba zë Konstantin Komi qila në të përto, të të normal, të të bini, në mika të... Përse kjo më ndu të rësi dorë, në s'ka më në pësit, më ndu se normalek. Pila të tri në apte, Kosta Shmësune. Shë zë që... Që faqë? Zë këtë dorëm. Ku më dorëm? Në e në atë të gjina. Zë kë asë këtë prosti. Shë pustër që... Janë në këmësu nështë këmë dërshë mërtare, që e stremë rëgjënun, që të do, dhe në e në atë të gjina. Shë kësë e tonë që e totë me më spusë, këtë dhe që në është i gëmurarë kë brigada loj, o më tratë në të gjina, ka se sa në vezi policia din të gjina. Da, nu era în urma declarației scrise? Era după declarație? După declarație. Păi, a trecut o lună de zile. A trecut o lună de zile, asta întreb și eu. Și nu era, păi, nu era cazul ca să se dacă vorbiți nu, și dacă dumneavoastră? Dacă nu în asta, măcar un parlamentar, măcar un guvernator, cineva ieșeaș, nu se ocupa, noi militari ne ocupam. Eu v-am spus, și a trecut să mă ocupam. Numai un singur a fost Vasile Zgărdan, un deputat care venea mai des și să măcar... Se interesa de cele întâmplate acolo. Și cum și ce, ce mai vreți acolo. Deci pe ceilalți acolo. Nu interesa. Dar ceilalți erau toți acolo în Chișinău. Și când el a spus cuvintele astea, că eu mă întreb, zic eu, așa prostie nu vorbesc. Pirul peste o oră, el m-a spus de noi, zice, fii atent că noi am introdus în Tighina. Asta a fost cea mare greșeală a militarilor. Deci dar, tragedia din 19 iunie de la Tighina a fost o greșeală. O greșeală și o greșeală foarte mare. Și atunci au murit 56... Nu, a fost asta din spus de generalul Gămărar Anton, în fața cetății din Tighina, au fost arătate două mașini cu ostași. 56-58 de ostași. 58. Care nici arme nu aveau și dormeau. Și au fost împușcați din un angă Voltru, cealaltă din monumentul acolo. Și până la urmă a fost Mișelește făcută. Mișelește, sau că Mișelește. Și a doua, vedeți cum... Deci eu spun că este o greșeală foarte mare. În primul rând, ostașii erau duși în concediu. Iar au primit măsuri ca să întoarcă înapoi, veniesc, și așa mai departe. În al doilea rând, principala persoană care trebuia să ocupe cu pregătirea acestei lupte, da, ordin l-a primit. Antoș a făcut ce a putut și l-a impus pe Snegur ca el să trimită armata ca să salveze pe secția de poliție din Tighina, care Costenco e atacat deseori pe secția de poliție. Însă, ce trebuia să facă Creangă? Șeful Marius Atamajor până de președinte. El trebuia să pregătească operațiuni. El trebuia să pună sarcină, să adune comandanță, să facă așa... Să facă planuri. Face planuri, să facă cercetare, recunoașterea terenului, unde și cum se duce. Acțiuni normale făcute pe un câmp. Creangă a spus președintele țării, că după cum știu de acum, după aceea, ce am auzit eu, că noi avem brigada care este la poligon și noi acum... Și noi acum la Bolboca și acum noi facem. Dar brigada nu era completată. Comandantul unui batalion era șef sot major brigadă, Cihodar, Dumnezeu să ierte. Un cavalier oștiva cel mare, un erou adevărat. I s-a dus 120 de ostași din loc de 400. Tunurile fără echipă. Armiile fără ostași. А сам Каркаш Судус, Судус я и Тигина. А стоит его просто, я воспомнил, как Садею, он раш Тигина, село Куб. А со спатишь один фуга, мер, сами пушка, ты не турши, фуджи ты напой. Да, сплатишь. А это как? Он объект в рекаре. На деструс, пятьборн, пятьчарный, мы наш фуга напой. Есть еще он фил, где лупта, где тактика специалистов. А группа диверсии, диверсантов, что мы теперь не говорим, а примет орден, а вот так то они учащены. Да еще межа ворба, которая со склада секции полиции, а со самым, как тот территорию человек, где межа требуется фея, тот
trebuie să fie ocupat, trebuie să fie curățit. Pentru asta trebuie de o clădire cu 5 etaje. Asta trebuie cel puțin 100 de oameni ca să ocupe, să blocheze, să verifice fiecare etaj. Asta e foarte mult de oameni. Dar ei hotărăt așa din fugă că îi fac contra. Da, la prima etapă gardiști s-au spăreat. Însă ei au fugit o parte au fugit în cetate, dar o parte s-au ascuns acasă deși. Nu și-au intrat, tunurile stau, a rămas când ne-au atacat, când am dat comandă artilerii din satul Parcani și am lovit pe unitățile noastre în Tighină. A rămas câțiva Carasiov, Prodan, capitanul, Cehodar, colonelul, și câțiva ostași care au pus piept la forțele ce au diminuit tancul și așa mai departe. Asta a fost greșeala aceea, că n-a fost, da, ordin trebuie de îndeplinit. Nu, asta nu e problemă. Măcar că trebuie dovedit că nu se poate. Dar trebuie de pregătit unitățile. Trebuie de făcut tot ca fiecare ostaș să știe manevra lui ce face și ce-l așteaptă. Și cum a să fie el susținut în timpul luptei. Cine să ne ajute cu artilerie, cine să ne ajute cu tehnică și așa mai departe. Dar nu a fost ca o provocare această luare a Tighinei? Asta a fost un fel de avantură. Avanturism care nu se poate pe timpul de luptă. Asta e o greșeală și a adus la pierderea inițiativei noastre. Da, călcare în picioare, mai corect ar fi spus, pentru că pierderea... Fiindcă noi ne-am retras și am fugit din Tighina. Și atunci Smirnov s-a urcat pe cal. Și se simțea împărat. Și a început să dicteze. El aștepta probabil niște acțiuni de genul ăsta, dar nu se gândea că o să ajungă chiar așa de ușor. Nu se gândea așa ceva, dar el... Era problema aceea că generalul Iebiți, eu mai răspund cu data, el a spus că eu am să duc o apărare activă și a să dau, a să îl bat, a să împuș și în Smirnov și în astea, și în Snegur. Adică și în Moldova și în Transnistria. Vreau să întreb, deci pentru cei 58 de oameni care au murit, nu are cine răspunde? Eu am adresat o dată în Procuratura Generală a Republicii Moldova când am avut o problemă cu conducerea Moldovei și conducerea Ministerului Apărării. Răspunsul Procuratorului General a fost așa, că noi nu ne ocupăm cu ordinele comandanților. Adică, ce vor aceia n-o să fac? Da, dureros. La mine undeva este scris răspunsul ăsta. Eu am rămas trăsnit și am spus, atunci eu nu mai am ce face mai departe, fiindcă da. Când eram în Afganistan, pentru fiecare viață, se răspundea. Care după aceea se răspundea la întrebarea pe ce mu, era foarte greu de răspuns. Dar aici, nu știu ce, dacă mori 58 de oameni. Da. Ne puteți explica expresia pe care mai mulți au auzit-o, probabil, spusă de lebedi. Этот народ недостоин такой участи. Что вы наделали? Будете харкать кровью. Ce a avut în vedere? Știți cum asta a fost? Eu acum pot să... Totuși, fiecare război are sfârșit. Moldova a văzut că a călcat nou de trebuie. Și după asta, când după Tighina, pe data 20, de acum pe platoul meu, nu atacau, pe data 20, a început artileria să împuște, nu pe poziții, dar oameni lucrau în câmp. Spuneau tutunul acela. Și a fost omorât o femeie, măcar... Dar toate propunerile mai departe, zice, voi în Tighina ne-ați distrus, astea tot au omoră și noi acum s-a gata, tratatul s-a terminat. Atunci și-a fost pus punct acestui declarat. Și de la 20 mai, de la 20 iunie, până la 5, mi se pare, iulie, în fiecare zi, dimineața și seara, câte două batalioane de artilerie, astăzi 36 de mașini, la fiecare mașină 60 de obuze, adresi în pușcă automat, pișinile, se numeau acația și gvozdică, calibru 122-152, împușcau aiurile pe teritoriul Moldovei, până la satul Crugle, pe biserici, pe parom, pe autobuze,
се нарече военен бандитизм. Останува разбой, останува батай дежок. И я им фейкър разъя, спонява, Петрика, начепи на дискотека. Що я вдекам. Și Петрика fugea. Asta era un fel de răzbunare pentru cei 58? Și eu de la etajul 3, mă coboram în subsol, etajul 3, la discoteca Serenoată, mă ridicam sus. Cădeau obuzele și pe teritoriu și în birou la mine stijă căzut nouă dată. Și multe lucruri au fost. Însă, fiecare război are sfârșit. La începutul lui iulie, de la Moscova a venit o delegație în frunte cu un general cu trei stele, Simeonov. Simeonov, care și ce este principal? Niciun parlamentar, niciun consilier președintelui, niciun ministru sau prim-ministru, nu, afară de ministru Costaș, nu a participat la cum să facem pace. Și că Simeonov a venit și Creangă mă sună pe mine și zice, Nicolae, și aia să vertoliat prelitit, păi ne telem în Limanscă. Și vine elicopterul acela și noi ducem în Limanscă. Generalul cu trei sere Simeonov, eu știau când eram colonel. Făcea serviciu în orașul Petil, ar să departat. Era un general foarte cult, citit, era citit, era... El era din nacionalitate norus, era abhazin, se mi se pare. Și el ne-am adunat în Limanscăie, din partea era armate pașii Lebin, Chițac, Harșică și cu Atamaniuc din partea Transnistriei, din partea noastră eu, Cociu, Creangă și Costaș. Nu, Dabijă mi-a adunat să ierte. Nu, s-a început drumul tăi scandal, Lebin a început, eu mă duc, armata mea încolo încoace, nu așa, niște probleme. Până când eu mă slăși, spun, hai, mă, ce facem? Am venit aici să bem ceai și înapoi. Ori facem pace. Și îi spun lui Simeonov, zic, cum spunea comandantul diviziei din Bichin, nu e ha... Asta era cea mai mare înjurătură a lui Simeonov. Dar de unde mă știe? Păi zic, Catanaev răspunea de la Usurisk până la Bichin, dar eu eram comandantul lui tancuri. Tot de la Bichin până la Usurisk răspundeam. Aaa... Ceva te țin minte. Și zice, cum să facem pace? Zic, cum am zis cu oamenii ăștia, nu înțeleg că trebuie făcut pace. Dar trebuie să facem primul pas. Scoatem toată artilerie și tancurile de pe câmpul de luptă. Că armele grele să fie scoase. O, deci foarte bine. Vă ordon. Armele grele să fie scoase. Nu am dat comandă. Și mâine întâlnim în Chișinău. În raportul Chișinău, acolo era o unitate militară. Și era o sală de primire acolo. Nu, noi acum ne-am pregătit pentru întâlnirea asta, tot cum se cade. Și erau numai militari. Iar și politicieni nu veneau. Deci, în politicieni nu era. În diferență totală. Și s-a primit așa că în fondul mesie, acolo erau câteva mesie puse, era Costaș cu Simeonov, dar noi la o masă eram aceia vrăjmași. Din partea noastră era Colionul Cociu, comandantul platoului Coștință, Mișa Mulăgă, nu se ierte, comandantul la Tighină, și eu, comandant Cocieri. În partea aceea era Lebede Alexandru, Chițac, Ștefan, Harcinca și cu colonelul Atamaniuc. Patru persoane erau ei. Și noi, masa era întinsă, eu ca stăpânul, ca... Am început să le propun să spunem niște cuvinte despre pace în colo încoace. Am vorbit eu, am vorbit, dar Tolia Cociu cu mine spune, zice, Nicolae Foici, uite la mântru lui Lebedi. Un bandit, zice, dacă el se, în loc de conduce rămate undeva la Galivodul plânge, zice. Deci, el să iei nouă noscă, dacă câteva, dacă el s-a filmat într-un fel de bandiță acolo, fără să fie camuflat. Și eu, dacă eram vesel, zic, Лебедь, Саша, за кимаю друг Толя сказал следующее, что у тебя такая морда, что тебе надо сниматься в боевике какой-нибудь, без гримас. И говорю, ты все Оскары получишь. Я ловил его в очи, ба-ба-ба, все, с усхватом печарки, а фост, я ренду луи с пунитос. С я нас вродикал на печаре, что когда он закрыл, он фачал, га-га-га, Симеонов, Косташ, че я куда?
Eu spun, noi ne odihnim, ne odihnim. Și Lebede a spus așa cuvinte. Что вы наделали? Этот народ не достоин такой участи. И вы долго будете харкать кровью. Deci, într-un fel, a avut în vedere de perioada care urmează, iată acum, deci, ce se întâmplă la noi. Deci, noi războiul ăsta. Noi poporul cel care trebuie să fie lupte unul cu altul. Da. El, și nu-i poporul cel care în 26 de ani acum trebuie să simtă dușman. El a participat la războaie și în Gruzia, și în Afganistan, a fost și acolo. Și tot era, în Afganistan, tot alt popor, altă nanță. În Gruzia, tot cum ar fi acolo ceva, acolo este. Dar aici el a văzut că asta e tot alt popor. Asta e popor bun la inimă, lucrător, vesel, dansator. Și el a înțeles că... Nu ne trebuie acest conflict. Și asta el zice, ce vă naделați? Ce ați făcut voi? De ce voi ceva trebuie? Prin alte acțiuni ale politicienilor inteligente puteam să evităm cu mare... Și mai ales cu acțiunile pe care le făceau militarii. Dacă domnul Snegur, dar numai că el, înconjurarea lui și parlamentul, așa ce erau oameni deștepți, ei pe Lebede îl invitau în Chișinău, era să vină. Și a spus, el era gata pentru colaborare și pentru... Tu faci serviciu aici în Moldova, coordonezi toate acțiunile tale cu mine, cu noi. Ceea ce am făcut eu pentru când am comandat. Am făcut, el a îndeplinit, îmi prezentam planul, cum, ce iasă, ce acțiuni, ce să facă, era tot prezentat. Era. Da. Adică, vreau să atenționez și telespectatorii că noi în această emisiune nu vrem să găsim vinovatul care va din România sau Rusia. Noi doar spunem adevărul ceea ce s-a întâmplat în stânga și în dreapta Nistrului. Și aici vreau să vă întreb, de ce era dus așa politică la Moscova că acei de aici erau numiți fasciști, bandiți și români? Și doar până la urmă se împrietineau militarii, era o altă atmosferă aici și ei observau după ce veneau aici. Cine făcea? Din toate ziarele care pe noi veneau la noi acolo și luau interviu, era, mi se pare, ziarul Izvestie. Izvestie, mi se pare, care spunea adevărul. Ce la tot spuneau, falsificau. Erau mâine astea de Leningradscă, ca eta gazeta care a fost nevoit mai mult să nu-i permit să vină. Spuneau niște minciuni, niște că noi suntem fașiști, că noi am distrus, că noi facem una alta. Și asta tot se răspândea în tot fostul spațiu post-sovietic. Spațiu post-sovietic. Inclusiv și unde făceam eu serviciu în Cercei, am început pe soția mea să procese uzbeci. Deci, tvoi muș tam ubivai tudei, vădăvajte, sibirajte-se, uhădite sună. Da, așa a fost. Dar Semenov, când a venit aici, și-a dat seama că sunt falsuri. Însă, când de cum după însemnarea acela, cum se numește, săglașenie între Ielțin și Snegur, a fost introduse forțe de menținere a păcii. Pe mine m-au numit comandant a forței de menținere a păcii, măcar că eu nu aveam dreptul, conform hotărâri, fiindcă eu am fost comandant pe platou. Și nu trebuia să fie așa ofițer. Însă mi-au spus și am îndeplinit. Era împotriva mea comisie ce e unificată, însă pe urmă i-a spus și la să fie. Când a venit din Moscova generalul cu 30 lei Vorobiov, Eduard Arcadievici, în locul șeful majorului Coșac Victor, care am învățat eu în Academie, învățat împreună, și mai mulți ofițeri, Corceagin, care ne știam pe școala militară. Noi cu Vorobiov ne cunoșteam când eram în școala din Cercei, când era vicecomandantul a Turkestan, districtul Turkestan. Cu Coceag ne-am învățat. Nu cu Vorobiov, suntem comandanți, mâna noi eram, dar Coșac nu vrea să dai mâna. Și o zic, Victor, tu și cu tine? Te îmbolnăvit ceva? Zic, eu, Colea, ce deci era influențat de cele falsuri. El zice, eu cu fașiști nu dau mâna. Era influențat, zic, tu ce? Deci, și pe urmă a trecut câteva două, trei zile și eu și stau cu noi spune, deci, când pe noi în Moscova ne-am instruit, mi-a spus că aici foarte răi oameni suntem, că noi am nimicit, am murit. Zic, tu uite aici ce fel de suntem noi. Și vreau să spun că aici a jucat un rol foarte important comandantul armatei rusești, generalul Tăsirea,
Eduard Arkadievich. Dhe të rritë luaj, shëjohë, kënje një sirë ka faqen të që i pasivin, noj një më pëkat, tri komandans, shëjel në të diver a venit ka në cara në asrë së fije pache. Shumë dhja përre u unitati militarë dhe a o që posë në trotu këkullu në zonë dhe sekuritati, në postru dhe gajish, në dhe që në kënë kuaqë, Казач, саун тоже взяла фронтирку. Имидиат эликоптеру, сбурам, элуам, адачам, шеликидам. Никануэра, не миконуэра. А дикайра его интенсионал, как сфачен пач. Кури грет, я раньше нос сэмца... Сустинера, нечаса? Ну-ка сустинера, да, воинца, где ликидам реп, где конфликт уйдет. Deci de pe atunci se dorea ca el să fie de lungă durată? Să se... Din partea Moldovei era președintele Comisiei Nicolae Chirtoacă. Intrau acolo din partea poliției, mi se pare că era... Ministrul a fost de două ori. General. Da, eu înțeleg că până la urmă voință politică nu era. Voință politică nu era. De ce ea toate ședințele care se făceau în fiecare zi, câte două, trei ore, să era confruntare. Astăzi la Moldovei... Și nu se ajungea la un numitor comun. Astăzi la Moldovei nu se face. Eu vreau neapărat, pentru că suntem pe final de emisiune, să vorbim și un pic alt aspect. Probabil nu este secret pentru toată lumea că dumneavoastră ați creat Armata Națională, iar următorii șefi s-au comportat cam nu profesioniști și au distrus tot ceea ce ați spus dumneavoastră pe picioare. Este vorba de că faptul că în trei luni ați făcut ordine în cazarme, în ospătării, ați schimbat radical atitudinea față de ostași și ați pus accent pe apărarea statului. Ce s-a întâmplat în perioada aceea că următorii oameni au venit și au distrus? Nu, într-o bună zi m-a invitat Creangă și a spus toți să fie mâine numit în funcție de prim-viceministru apărării, șef mare statul major general, care se desfășoară în timpul războiului, pe lângă președinte, și comandantul Armatei Naționale. Armata încă nu era. Era pe hârtie, de fapt, era de bijă, a fost trei luni de zile numit, dar nu s-a făcut nimic, a mers conflictul. Și la 12 octombrie 92 am fost numit în funcție dată. Așa mare experiență în așa state, eu n-am avut așa, eram un bun ofițer, dar trebuie să te gândești la nivelul statului. Dar însă aveam foarte bun subaltern, tot cu experiență așa. Și noi ne-am pus o cale. A fost așa o voință și am spus că noi o să facem armată unde ostași, unde tineri au să stoie în rând ca să-i luăm în armată. Așa era scopul nostru. Așa ați avut un scop. Să facem pentru fiecare ofițer să aibă casă pe pământ și să poată să ocupe ca un om civil, ca creștinin, să poată să aibă și un lot, și un copac, și o găină. Și astea erau ideile care tot timpul... Și ați început să le implementați în practică. Cineva, de ce după aceea, că suntem pe final? Vă spun, doamnă, că pe masă nu era niciun act, niciun document, tot ce a fost acolo, așa numită stafcă a luat acolo, era masă goală. Deci eu adunam pe toți ofițerii mei și spuneam băieții cu căldare cu apă, e cu un cotru de pâine, până dimineață căutați ceva în minte. Aduși să minte cum făceam noi în Uniunea Sovietică. Și așa noi am început locul să-l facem. De ce nu ați, după aceea, nu ați fost ascultat? După aceea am făcut încorporare și la 12 octombrie a fost numit și la 4 ianuarie am început pregătirea de luptă Armatei Naționale. Suntem pe final, mai avem doar... Am reparat cazarele. Am reparat niște ospătării, depozite, orășele, spunem așa, orășele între ele. Am adunat toți comandanți și am spus, e că așa trebuie să fie în Armata Națională. Cine poate mai bine, mai bine face. Dar mai rău, a să fie pedepsit. Pe urmă l-am invitat pe Sinegru să ia acolo. Însă s-au început pe urmă intrigile, când acum s-au liniștit, când acum s-au stabilit bine, când i-am pregătit acum sistemă de parare statului, câteva zeci de batalioane, 43 de batalioane, era în fiecare region, un batalion
cum era făcută în Afganistan. Intrigile erau făcute în detrimentul lui Snegur, din câte mi-am dau eu seama, și el după aceea a fost trădat. Snegur tare îl credea pe Creangă. Eu îi spuneam că Creangă te măgește. El însă pe urmă, în 96, când mă judecam cu și l-am temat la judecată pe Snegur, pe Sângheri și pe Lucinski, cu Snegur, s-a prezentat așa ei nu. Am înțeles. Gata, deja regia îmi spune că gata, îmi pare foarte rău, iată, vedeți că până la urmă trebuie să facem și episodul 3. Ultima întrebare care rămâne retorică și o vom continua în alte ediții este: ce s-a făcut pentru veterani? Ce s-a făcut cu oamenii adevărați eroi acestui popor? A fost o lege în 2002 promovată de Vladimir Voronin și care în 2012 a fost suspendată de Marian Lupu. Și acum oamenii aceștia primesc câte 100 de lei pentru două războaie. Eu consider că această temă ne rezervăm să facem o altă emisiune ca să discutăm mai mult la ea și, dragi telespectatori, ne pare rău că emisiunea este atât de scurtă. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi să discutăm. Vă așteptăm la emisiune vineri și marți la 19:00. Numai bine, să aveți fericire și niciodată să nu dea Dumnezeu să se repete la noi pe pământurile noastre vreun conflict. La revedere!